Știi, Vania. Și Vania de tine. Și tot pe Vania. Încă Vania ne-a scris nici în privat. Că tu știi că eu n-am să lăs pe cineva să mă calce așa în picioare și nu știu ce. O să deblochează, mă, te rog. Și îmi scrie, știi, 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 Vania. L-am lăsat pe sin. Vezi eu cu tine țin. A vrut că tăiet pe liustră. Dar nu vrei să te măriți, nu? Că n-am cu cine. Aici am... Unii zic cafea, unii zic suc. Am... Ori cafea, ori suc. A venit să mă bată. Serios? A, ne-a șerut numărul tău, de-aia am spus că eu nici nu știu cum arăți, dar încă numărul să-l am. Cu lustră și cu becu. Dar ce așa departe? Deci eram afară la o țigară cu hăștile în urechi, dar telefonul l-am usat în casă. Râdeam singur că n-am zis. Ce am zis? Că viitorul s-o stă ascuns. Păi chiar stă. Din toți oamenii care sunt aici, doar două fete. Una din ele a intrat acum minuta asta și alta nu știu când a intrat. Două fete și restul băieți, bărbați. Măi, oameni buni. Unde sunt fetele mele, prietenele mele? La Belgia nu vrei să vii? Eu vreau să mă duc oriunde în lume, oriunde. Dacă nu o să am timp, concediu. Cine să mă duc singur, nu-i interesant. Ok, cred că glumești cu noi cu toți, sigur? Cum fără glume? Niet. Va veni ori de mânuță. Să vă întâlniți ori de mânuță, te duc la ea. Văd că eu nu a renunțat la ideea asta lui. Bună. Eu sunt fată. Cine? Cine-i fată aici? Gabriel. Tu ești fată? Înseamnă că trei am. Salut. Te scot la un patinoar. Că tare da, e sezonul. Trebuie să ieși la patinoar. Să te dai singur. Sunt mai multe, și sfore, și hore, și mai multe sunt. Că nu știu de ce am un feeling că în curând voi vizita capitala Moldovei. Oare de ce? Păi vin eu după tine. Bună. Că mai repede. Dar știu, mai repede. Unde mă scoți, spui? Nicăieri nu te scot. De unde ești, Chișinău? Bună seara. E la mine de anul nou. Te duc și la Paris dacă trebuie. A,
am clește, dar nu-i pun. Hai, măi. Cine-s fără e? Soțul meu. Eu aici vă însor. Hai un carne, cani. Hai un cani și să cani. Sunt în Belgia acum. Eu sunt în concediu, dar eu nu. În Chișinău. Te liniești. Măi, ai scris câți din... Nici nu știu, din Ungheni, azi ai zis. Acum din te liniești. Ieri în Deopște scrie că din alte țări. Mă simt ca în Vegas. Crasatule? De ce nu pleci cu soțul în excursie? Că muncim? Hi, I am fine, thank you. O să pleci. I'm from Moldova sau cum spune, nu mai știu. Eu de mult n-am vorbit sau citit sau vorbit sau învățat engleză, citești ce vrei. Posibil nu apare comentariile voastre, dar eu citesc tot la rând. Seara faină. Gabriel, eu am glumit, n-am soț. Ești drăguță, mersi. Are zverigheta. Ia, ca un om deștept. Băieți la culcare, care soț? Nice to meet you. Nice to meet you too. Să vă arăt verigheta? Ладно, nu am soț, dar am logodnic. Cine doarme? Om. Ești cu glume, sigur. Sunt din Ucraina, de 4 ani lucrez în Belgia. Dacă ai dorință, te primesc. Ies când am unde să stau și mă prânește cineva. Frumos! Aștept ce? Ceri în căsătorie. Hai că ești pentru cu banii îl blochezi. Bună, bună. Tot acolo ori soț sau logic. N-am înțeles. Iar ai băgat-o din top 10, ok. Numai de sărbători, nu. Pe toată viața. Ia! Oh! Numai pe sărbători, nu toată viața. Asta ies că eu vin sărbători și mă alungi. Și bărbați îmi dovedează. Logo din tăstătura solie. Logotnic. A, tipa tot acolo, ori soț, ori logotnic. Corect, de asta am spus soț, frum că am glumit și apoi v-am spus logotnic. Dacă m-am întrebat cineva, zic iubitul, frum verișorul. Salut. Să mă de sărbători, nu pe toată viața. Dacă, bacă, ești măritată și acum zici că ești logotnic, logodită, nu logotnic. Logotnicul e ceva cu lângă mine. Hello. Parcă ești copil mistel. Câți ani ai frumoasă? De câți îmi dați? De câți ani par? A cei care știu nu răspundeți. Că nu-i cinstit. Măi... Marcel. Cu bibica mea. Arăți bine, mulțumesc. Măi, ai
unul acasă, tu vii la mine la distracții. Da, eu sunt dista care să am cineva și să la distracții. 20? Arăți 20 de ani? Arăți 20? Să băieți ne retragem, mi-a ocupat fata. Știi ce-ți fac el? A spune să retrăgeți-vă. Și el a să rămână. Eu știu fricoare de astea. Femeie cu doi copii. Am 40, am soț și am doi copii. Corect.